Salut, eu sunt Alex, bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Astăzi e joi, trebuia să fim la muncă, dar din nou ne-a lăsat acasă. Așa că am zis să ies puțin cu detectorul. Cred că v-am spus în video anterior că am un detector de metale, că aici n-ai nevoie de autorizații ca să mergi cu detectorul. Doar că sunt unele zone unde ai voie, unele unde nu ai voie. Din ce am înțeles, prin Baier nu ai voie deloc cu detectorul. În pădure și pe lângă siturile arheologice, dar în rest ai voie să mergi cam oriunde, gen pe câmp, doar că trebuie să ceri aprobare de la proprietarul pământului, doar că noi astăzi o să stăm puțin aici în parc, parcul e fix în fața hotelului, și apoi o să merg puțin în sus pe drumul ăsta, sunt câteva câmpuri pe acolo, o să încerc să văd dacă găsesc ceva. Nu m-am echipat prea bine, am doar lopățica asta mică și porcăria asta. Asta era tot lopată, dar s-a rupt și mi-a rămas numai prostia asta. Și asta din față e scannerul pentru... E cumva point-ul ca să găsești chestiile micuțe când trebuie să sapi în pământ. Și ăsta e detectorul. E prins aici cu scoci ca să țină mai bine plasticul. Nu știu, am dat 50 de euro pe el. L-am luat tot de pe Timo. Dar își face treaba, nu-i foarte exact. Na, pentru 50 de euro își face treaba foarte bine. Am găsit cu el aici o medalie micuță și am mai găsit două monede tot aici în nisip. Și în rest foarte multe gunoaie pentru care am săpat o grămadă și pentru care am o lopată mare. E cam cât detectorul de mare, doar că n-am zis noi eu acum că am venit să filmez doar un pic. N-am văzut rostul să iau toată lopata aia mare, am zis că vin cu astea mici, mă uit un pic pe aici, poate găsesc ceva. Dacă nu, mergem sus pe drumul ăsta de aici, care duce spre pădure, dar nu intrăm în pădure, stăm în margine. Că în margine ai voie, doar să nu intri în pădure. Cumva ai nevoie de o autorizație dacă vrei să fii peste tot, să nu stai cu stres, dar na, eu cum sunt amator, merg doar prin zonele astea pe unde am voie. Și da, sper să găsesc ceva, să vă pot prezenta, măcar o monedă. Nu prea dau multe șanse că nu pot nici să sap foarte mult. Aici am găsit o monedă la 1,5 metri și nu vă gândiți că am găsit o monedă din 1800. Era, cred că un euro din 2002, dar zicea că stă de mult aici, că era foarte... Are o culoare așa foarte închisă, se vede că costa mult. Și am mai găsit, deci un euro, 2 euro, dar tot așa foarte vechi, care stau de mult aici și am săpat foarte mult ca să le găsesc. Cred că am săpat aproape 1 metru și azi în niciun caz nu sap atâta, că am doar săpărica asta mică, dar vedem, poate găsim ceva prin zonă. Că a fost, știți că v-am spus că se face aici festivalul porumbului, așa mi-a spus dentistul. Prima oară am crezut că nu trebuie să plătesc nimic, că am trecut, din ce am înțeles, care locuiește aici în PSA-ul, poți să intri fără să plătească nimica. Că m-am dus, pac, 9 euro. Bă, na, plătesc. Am întrebat, poți să vin și a doua zi tot cu brățara asta? Dus, nu, trebuie să plătești alta. Și erau fix trei tarabe aici. Una vindea carne, una vindea clătiti, cred, și una vindea clătiti în mintea mea, doar că... stai că a venit cineva aici. Deci cred că ne schimbăm planul, cred că mergem direct sus. Și aici venim după. Am plecat de acolo că a venit o femeie cu un copil mic și n-am vrut să-i deranjez. O să mă întorc acolo, cred că după ce vin de aici. Așa, ca să nu-mi pierd ideea, eu am venit cu ideea să cumpăr porumb sau popcorn de acolo pentru Denisa. Și când am intrat, era un cort mare acolo, unde se dădea bere. Și mai era o tarabă cu carne, una cu clătiti, că am văzut că erau clătiti, pentru că era Nutella pe acolo. Și alta unde se vedea tot clătiti, dar păreau pancakes-uri din alea din America, știți? Păreau că-s clătiti din alea americane. Am zis, bă, mă scumpăr din alea. Am văzut că era multă lume acolo, m-a întrebat cât îi vrei, am spus că 3. Dar n-am citit să văd ce scrie pe acolo, că na, oricum germana mea e 0. Și după ce mi le face, mi le dă și le întreb, ciocolată? Se uită la mine, ce ciocolată? Bun, că e ciocolată pentru clătiti. Și a început să râdă toți de acolo și na, le-am luat și am plecat. După m-am uitat un pic prin festival, că am zis, bă, trebuie să fie porumb pe undeva. Dacă au spus că e festivalul porumbului, ar trebui să fie porumb. Am văzut că nu este niciun fel de porumb, nici popcorn și am plecat de acolo. Când ajung acasă, eu pe drum nu mi-am dat seama că miroase cartofi. Erau clătiti de cartofi. Nu zic că e băsărării, dar na, mie nu mi-a plăcut niciodată plăcintele de cartofi sau... Mie îmi plac cartofi prăjiți simpli.
Și Denisa la fel. Și nu le-am mâncat, dar greșeala mea că n-am întrebat. Dar era așa mare coadă acolo, am zis, bă, sigur îți clătite. Na, e atâta lume, știi? Și mi-am luat un pic țapă, dar nu contează. Mergem pe aici. Parcul e acolo jos. Ce am vrut să vă arăt, hotelul, să vedem dacă dă zoom, în spate la clădirea asta care se renovează, e hotelul, deci fix acolo e camera noastră, cea din stânga, unui geamul deschis. De multe ori se întâmplă să-l văd pe Tuco cum să vigeam când merg la muncă. Pe aici am căutat de multe ori cu detectorul, n-am găsit nimica, numai gunoaie, în general doză de suc. Ca să nu credeți că aici n-aruncă lumea mizerii, aruncă și aici, dar... Na, sunt foarte vechi, adică am găsit Pepsi din ăla, cu eticheta aia din 2000. Aici avem detectorul și ne apucăm să căutăm. Sper să găsesc ceva, dacă nu, na, tot ies un vlog șmecher că e vremea faină. Probăm și microfonul pe vânt. V-am spus, îmi pare foarte rău că n-am avut microfonul la video ăla cu Denisa, în care povesteam. Dar n-am să-i fac, am dat comandă de microfon și cameră după ce am filmat video și na. Dar măcar acum se aude super bine, sper. Bun, ce mi-a rămas aici, trebuie să-l pornesc, să văd dacă are baterie. Are baterie. Merge cu baterii de alea de 9V, de alea mari, pătrățoasă. Pun două baterii și cred că de când l-am cumpărat, am schimbat doar o dată bateriile, deci sunt foarte bine. Cred că o să încerc aici, în zona asta, unde sunt copaci. O să încercăm noi pe aici, să vedem dacă găsim ceva. V-am spus, nu promit nimic, dar să-mi țineți pumnii. Așa, o să lăs jos rucsacul. Mi-am luat și o haină, că am zis că, bă, poate plouă, dar nu pare să vină ploaie. O să-l întind un pic. Acum, dacă îi careva pe vlog care se pricepe la detectori, Acum, dacă cineva se uită la video ăsta și se pricepe bine la detecție, să nu îmi comentați că nu fac bine sau că ăsta e o pârnaie detector, pentru că v-am spus, l-am luat să văd dacă mi-ar place chestia asta, dacă aș vrea să fac în România, că în România poți să iei autorizație, cum poți să iei și aici, dar na, noi dacă plecăm, nu o să-mi iau acum. Și ca să nu investez mulți bani, am zis, bă, 50 de euro nu e o sumă așa mare și chiar își faci treaba. Nu e exact, dar găsești. Chiar găsești. Acum o să pun tracking-ul la cameră să fie pe mine. Eu între timp oricum o să vorbesc că am microfonul la gât și sper că mă aud în continuare. Momentan niciun semnal. Acum de câte ori v-am spus că ne-au lăsat ăștia acasă de la muncă, pare că noi nu muncim deloc, dar nu știu, ori au adus oameni noi care au nevoie de ore. Și de aia ne-au lăsat acasă, dar nouă ne convine, oricum suntem plătiți. Bun, am găsit un semnal aici. Bipăim, sperăm să nu fie prea adânc. Mie mi-arată acolo estimare cam cât de adânc ar fi, dar na, la 50 de euro nu-i prea exactă. Bun, deci pe aici ar trebui să fie semnalul. Bă, nu pare un semnal prea mare. Trebuie să pun că e tot un gunoi, dar... Da. Cum mă văd, dar de fiecare dată când săp, încerc să scot cu tot cu mușchi, ca să pot să-l pun la loc. Cam aici de semnalul. Trebuie să merg să aduc pointerul ăla pe care vi l-am arătat. De acum să vedem cam cât de aproape e. Mamă, cum aș fi o monedă, să pot să... Pun și eu titlul la video. Încă o chestie, aici e plin în interior. Bine, și eu prost că, na, fiind zonă muntoasă, e plin de pietre. Deci de foarte multe ori săpam, chiar dacă era, părea că e aproape. Avem de săpat o grămadă printre pietre și renunțam rapid. Da, oameni buni, deci găselnița, asta era. Deci, măcar v-am demonstrat că detectorul funcționează. Mi-a arătat semnal micuț. Cam o palmă și am găsit un capac de iberi. La final vedem dacă mai găsim câte ceva. Oricum e mult mai curat decât în România. Așa, punem mușchiul la loc să nu fie probleme. Dacă ați zis că de pregătit s-am venit în șlapi. Uite, când trec peste un metal, mi-apare o linie aici. Vine, nu, trei. O linie, care înseamnă că e foarte sus. Mai este ceva aici, dar e foarte, foarte adânc și nu vreau
Țesăp. Aici e și periculos. M-am întâlnit odată cu un bătrân pe care îl știam de prin sat de pe aici. El se ocupă cu tot felul de vechituri, are o grămadă de prostii prin casă. Și mi-a fost spus că dacă merg în păduri mai în sus, pe acolo a trecut pe timpul războiului o bătălie ceva cu rușii în zona asta și mi-a spus că dacă vreau să merg pe acolo, că băiatul lui găsă tineli, tot felul de prostii. Și culmea că după vreo două săptămâni am fost prin zona aia, nu m-am dus chiar acolo, eram la intrare în pădure și m-am întâlnit cu un băiat. Pe care eu l-am întrebat cum e treaba cu detecția aici, mi-a spus că în pădure n-ai voie și mi-a spus că și el are detector. Și culmea că i-am spus că m-am întâlnit cu un om care mi-a povestit că dacă merg mai încolo e posibil să găsesc chestii de pe timpul războiului și el mi-a spus că mă întreba de fapt cum arată. Chiar și-a dat seama după cum i-am povestit. Tipul vorbea engleză. I-am povestit, i-am zis că barba așa mai micuț, prin ce zonă m-am întâlnit cu el, chiar aici m-am întâlnit, chiar fix unde sunt acum. Și mi-a spus că e tata lui și că e un pic dement, om foarte în vârstă. Și mi-a spus că e adevărat ce mi-a zis el și că el o găsit o armă acolo, sau două. Și l-a luat acasă, dar tot, na, e ilegal, că nu are nici el permis. Dar na, are un detector mult mai bun decât prostia asta de oameni eu. Și am rămas așa, destul de uimit când am auzit. Și e destul de periculos pe aici, mai ales prin zonele astea unde a fost războiul, pentru că poți găsești mini, poți să găsești tot felul de explozibil care nu a fost detonat. Dar eu nu săp așa, adică n-am mai mers cu detectorul de două luni, dacă mă credeți. Da, acum cum am luat camera, trebuie să profit de ea. Și cât mai avem aici, distac câteva luni, cum v-am spus, să înregistrez cât mai multe amintiri de aici, din Germania. Pe canal, așa cum mi-au rămas amintiri de acum 8 ani de zile, după cum v-am spus, dacă aveam eu camera asta sau microfonul când m-am apucat de YouTube când eram micuț, că eu filmam cu telefonul lui Sormea, cu tot felul de... Mi-am cumpărat, v-am spus, două camere între timp, doar de Revelion, când strângeam bani de colindă și de... Ori mergeam cu căluțul, ori... Na, ca să poți strâng niște bani, că la 14 ani nu prea aveai altă metodă de strâng de bani. Și tot cumpăram câte o cameră, cumpăram, dar... Na. Cumva, dacă aș fi avut o calitate mai mare, poate aș fi reușit să mă mențin, dar... Oricum, e mult de povestit de ce n-am mai postat pe YouTube. V-am spus eu în video ăla cu Denisa, dar sunt mai multe chestii care... M-a făcut să nu mai postez, că mie îmi plăcea oricum să fac videouri. Era pasiunea mea cea mai mare. Dar na, au fost multe momente care m-au... De fapt, a fost un moment care m-a demoralizat foarte tare și n-am mai făcut nimic, nu că n-am mai postat pe YouTube. Prietenii mei care se uită la video știu despre ce vorbesc. Să știți că e mai greu decât credeam eu, să mai și filmez, să mai și dai din... Adică nu că să dai, dar cât să fii și atent, știi? Noi căutăm să avem aici o linie în colțul ăsta, nu patru. Să nu mă duc prea tare încolo, că intru în o gradă la om. Faza amuzantă ce am văzut-o cu... De fapt, nu amuzantă, destul de tristă. Ce am văzut-o cu detectorul de metale. Când și-o luat Iberiu și Cornel, o primit, de fapt, un detector de metale de la cineva, au făcut un video cum l-au folosit în curte, la ei, știți? În România. Și... S-a autosesizat poliția, am impresia, și le-a dat o amendă, cred că de vreo 5.000 de euro, dacă nu mă înșel. Și e foarte nasol. Bine, că în România se găsesc foarte multe situri, foarte multe tezauri. Și na, chiar și ei în video ăla am impresia că au găsit ceva brățară sau care era foarte veche. Și na, cumva... Nu a luat ei degeaba amenda, dar tot a luat o amendă foarte mare care nu... Așa că, în caz de se autosesizează cineva, eu sunt în Germania. Și am uitat să vă spun, mi-am spart ieri telefonul la muncă, să vi-l arăt și pe asta. Nu l-am spart, a căzut o sticlă aici. Și mi-au rămas dungile astea pe ecran. Ieri, când am ajuns acasă, m-am pus să-mi transfer tot ce am de pe telefon pe laptop, pe un hard. Aplicații, mi-am făcut o listă cu tot ce
o să trebuia să-mi instalez telefonul celălalt, pe care nu o să-l iau acum, că luna asta am cumpărat camera și n-aș vrea să cheltui chiar așa mulți bani. Și plus că vreau să merg să le iau fizic. Google Pixel 8 mi s-a părut o variantă foarte bună, pentru că eu vreau Pixel de acum mulți ani, dar am avut mereu Samsung. Am avut S7-le, după aia mi-am luat un S8 la mâna a doua cu display-ul spart, l-am reparat. După m-a ținut vreo 3 ani am luat T10 Plus-ul și pe ăsta l-am luat din Amanet, de la mine din oraș, cu 300 de euro am impresia. Și-a făcut treaba foarte bine, n-am avut treabă cu el, dar deja nu mai ține bateria, na. Deja e un telefon care are 5 ani. Telefonul ăsta n-aș fi vrut să-l sparg și să nu-l mai folosesc, aș fi vrut, puteam să-l dau ori lui Vărmea. Zic acum de Vărmea, eu știu că el face colecții de telefoane și poate l-a ajutat cu ceva. Dar vedem, poate am o șansă dacă apăs mai tare pe display să-și revină pixelii, că nu sunt morți. Ok, eu mă pun să săp aici, o să lăs camera să fac un timelapse, că deja văd că vine ploaie și după cred că mă duc spre casă. E un tub, nu știu de ce, îi auriu, cam la două palme, săpat, cam dezamăgitor, dar măcar am găsit ceva. O să mai dau un pic să văd, poate mai găsesc vreo groapă, închid filmarea aici și o repornesc în caz de găsesc ceva, în caz de nu, repornesc ca să fac finalul la video. Tubul ăsta, nu știu ce e cu el. E un auriu în realitate, dar nu prea se vede pe cameră. Capacul ăsta și de când am închis camera am mai găsit prostia asta. Era foarte la suprafață, nu știu exact ce. Am mai căutat pe aici prin zonă și am zis că urc un pic aici. Până acum am căutat în zona asta de jos. Ce am căutat de când am venit de azi? Am căutat doar zona aia de acolo. Acum am mers jos un pic aici, am găsit prostia asta și urc sus. Doar că am venit aici ca să iau camera. Deja picură. Da, mă pun să caut un pic aici, bag camera în rucsac și revin. Un pic de țapă am căutat aici, am avut vreo două semnale, dar dacă n-am lopata mare și am mai mult de 3-4 linii acolo, mi-e foarte greu să săp cu astea mici. Mă sunt mulțumit, sper că a ieșit video șmecher. M-am uitat și eu în zona asta am vrut foarte mult să merg de când am luat detectorul, dar n-am fost. Toată zona asta de câmp era mereu plină de iarbă multă, înaltă, știți? Și n-am putut niciodată să merg cu detectorul, că era iarba. Acum am observat că e tăiată iarba. Pot să vin cu lopata aia mare și să caut aici cât vreau. Acum, v-am arătat jos ce am găsit. Sau vi le arăt acum, nu știu cum montez video. Dacă am astea s-o găsit, concluziile. Detectorul își face treaba pentru banii pe care i-am dat. Doar că trebuie să am și o zonă bună plus lopată, că mi-e foarte greu să săp cu astea, plus că m-am făcut praf pe mâine, am murdărit și asta. Dacă v-a plăcut video-ul ăsta, lăsați acolo un like și o să mai fac câte un video. Pot să fac și la săptămână din astea, că pot să merg în fiecare weekend. Și tura viitoare o să vin în zona asta mare și o să filmez mult, adică nu o să mai filmez așa mult vorbit, cât o să filmez doar când caut și când găsesc câte ceva. Eu mă duc spre casă că, după cum se vede, deja a început un pic să picure. Merg acasă, mâine la 4 dimineața e ultima zi de schimbul 1. Vreau să editez video, poate termin până la 12 să mă pot pune să dorm. Eu am fost Alex, sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să lăsați acolo un like, un subscribe, că mă ajută foarte, foarte mult. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!